Bună ziua, iată suntem pe data de 23 martie și am ajuns să verificăm un pic iernarea în corpul superior a unui stup. E prima iarnă în care am iernat astfel. Sunt curios dacă e ceva mai deosebit. Anul trecut acesta n-a roit, nu au fost luate rame de la el, a fost lăsat mai în voia sorții. Și acum chiar e curios cum se prezintă în interior. De mâncat am mâncat 6 kg de turtă până acum. Deci de mâncat am mâncat bine. Acum o să-i dăm iară. A iernat pe 8 rame, 7 rame, cam așa. Ce mă interesează să văd care e situația lui. Dacă merită să iernez asta în corpul superior. Până acum n-am mai scos rame din el. O să îndepărtesc cartoanele. Această ramă mărginașă e goală, deci probabil a fost cu miere, nu țin minte. Aici au fost puse cartoane. Acum probabil ori o să strângem, cel mai probabil o să strângem. Sau înlocuiesc câteva rame cu miere, îi punem miere. Cam asta este. Aceasta ar fi prima ramă care a fost pusă la iernat, e de plastic, are mâncare pe ea. Trecem mai departe. Nu știu cât puiet ar putea să aibă. Până acum la mine puietul nu prea este. E ca și când acum ar începe să iei. Sau o măcili, cam ceva de gen. Nu-i de mirare cu frigurile astea. O altă ramă cu mâncare. Din ce văd, albina stă și pe partea de jos a ramelor. Probabil acelea sunt goale. Chiar aș fi curios ce găsesc pe ele. Arată bine așa pe centru cuibului. Are și puiet. Cred că total arată bine, cred că se poate încă lăsa așa. Corpul acesta superior, în momentul în care se va umple, o să mut jos, regina, cred că jumătate din cuibul mut jos, sau se mută el, nu știu încă care e mecanismul. Capuiet stă mai bine ca ceilalți, mult mai bine. Are care trebuie să și eclozeze.
Nu cred că pot să-i fac vreo modificare, nu văd să-i fac nicio modificare, n-am ce să-i fac, deci față de celelalte colonii unde trebuie să pui diafragme și nu știu ce, aici pur și simplu n-am ce să-i fac. O să-l las așa cum este. Ceea ce mă surprinde e consumul acesta mare de a mâncat el 6 turte, da? Și puietul e mai pe măsura lui, să zicem așa. Deci puiet are, e mai dezvoltat, să zic așa, în privința puietului. Probabil o să crească și mai bine ca ceilalți. Deci o colonie, dacă nu roiește peste an, arată mai bine primăvara. Nu e o regină care să mă mulțumească pe mine, nu e cine știe ce regină, dar are mai mult puiet. M-a înțepat și prin mânușă și așa trebuie să mă feresc eu de înțepături, da? Mai iau eu câte o înțepătură și prin mână. Bun, deci din ce văd eu, iernarea asta în corpul superior este ok. Miere are suficient, foarte multă mâncare. Aici avem și păstură foarte frumoasă, deci colonia se poate dezvolta foarte bine. Avem păstură, o jumătate de ramă de păstură. Arată binișor. Acum, interesant, hai că nu e mare lucru aici în corpul superior, fiindcă acest lucru ce se vede aici, cam asta este, și eu într-o colonie. Diferența este că ar fi puiet mai mult față de ceilalți acum. Cu același tratament, cu aceeași hrănire. Pe mine mă interesează ce în corpul de jos. Eu nu am mai desfăcut corpul de jos. Nu știu, cred că în mijlocul verii n-am mai umblat. Pentru a face acest lucru, trebuie să ridic de corpus. Nu vreau eu să mut cu albinele. Ăsta este un dezavantaj pentru mine, deci eu n-aș ierna astfel din cauza ridicării acestui corp. Cum procedez, încarc capacul invers și pot să ridic tot la același nivel, să zicem. Nu e pentru mine recomandă ceea ce fac acum, dar sunt curios. Bun, deci să vedem ce rame găsim în partea de jos. Eu zic că-s goale, uscate. Mă interesează dacă o muce găit, asta ar fi un câștig să fie uscate. Uite ce frumos au. Foarte frumos se mențin ramele astfel. Nici un strop de mucegai, nimic. Deci asta ar fi un câștig. Un câștig enorm. Ăsta e câștigul, vedeți? Și spațiul cât cuprinde, fiindcă uitați, o celulă nu are cum era. Haideți să ne mai uităm. E ceva fain așa,
să zicem. Să zicem că e fain aici, Albina are spațiu, ia uite. Rama e impecabilă. Mi-era un pic teamă de moli, de... Pe ultima ramă, dacă privesc așa un pic, e un pic, un pic, dar ar fi trebuit lăsată distanță. Deci, spațiul de extindere cât cuprinde, deci această colonie poate crește cât vrea ea. Ia să trecem mai departe. Văd că lucrează Albina pe ramile astea din mijloc aici. Ia uitați, a ocupat partea superioară a ramei. A, are păstură aici. Deci o ramă cu păstură, își ia păstură de aici cât vrea. Foarte fain. Deci îmi place cum arată organizarea asta. Ceea ce mă mulțumește foarte tare este că sunt ramile curate, goale, curate, deci extindere ar fi un câștig pentru a nu roi. Deci foarte fain. Aici unde e Albina e păstură de această Albina aici. Mierea așa au cărat-o ei, ele, dar și păstura o să dispară. Ceea ce mi indică mie că toți stupii ăștia verticali trebuie să îi organizăm astfel. O să organizăm astfel să putem ierna, uite, liniștit, uite. Impecabilă ramă. Impecabil. Uscat, uscat, așa ne dorim ramele să fie. Să putem înmulți, da? Dar nu vreau să înmulțesc, vreau doar să nu roiască, atâta vreau. Aceste rame vor veni în partea superioară, dar nu îi le las. No. O să le folosesc la dezvoltarea altor colonii și lui o să-i aduc foițe la crescut. Nu știu, cred că când o să se umple în partea superioară cu Albina, o să dureze vreo 2 luni de zile în cazul meu. Da. Ia. Foarte faină treabă. Toate sunt așa, deci jos nu e niciun gram de miere. Toată mierea e în partea superioară. Cu aceste rame când începe să o matca. Foarte faină. Deci îți mulțumit, să zicem așa. Da, n-ai ce să comentez, e ceva super fain. De aceea eram curios să iernez așa cu ramele jos. Era miere, era activitate aici, a fost puiet într-un moment dat, da? Eu n-am mai ridicat de cat să văd ce s-a întâmplat cu aceste rame. Ele toamna văd că au... Ce au făcut? Au cărat toată mierea sus. Acestea le-au lăsat goale și iarna au fost uscate, rame uscate foarte, foarte bine. Bun, acum nu cred că are rost să-i pun o diafragmă, o să mut corpul la loc. O să-și gestioneze colonia mai departe situația. Eu am pus doar cartoanele alea pentru umiditate. Vă dați seama că nu putem ridica de corpul ăsta în fiecare zi. Dar 100% e convenabil această metodă. Foarte convenabil. Hai totuși să-i pun o diafragmă. Eu nu vreau să-i pun inițial diafragmă, dar o să-i pun.
Le pun aici să aibă un pic de strânsoare. Hai că îi pun două diafragme, să fie strâns. Totuși căldura vine în partea de sus. Puiară. Masca nu prea e de calitate, fiindcă ea e, nu știu, are 2 ani. Dar nu e de calitate, nu e ce trebuie. Dar organizarea e foarte faină. Deci merită. Deci merită astfel de iernare. Bun. Cam atâta la acest film. Eu mai pun o turtă și trecem la gigantul stupinei. Îl filmăm și pe acela un pic. Și cam asta e. Numai bine.